M-am chinuit degeaba. N-am ce mai chinui un pic. N-ai cum, trebuie date la jur. Ia adu patentul să-l strâmb aici jos, ca să fac loc să bag mâna. Prieteni, e dozatorul lui mama și nu am fost acolo să-l facem și nu mai când plec ce frate, nu mai am ajuns dozatorul. Cum? Ia stai. Ce frate. Unde e steaua? Dă patentul. Nu, aici în față, unde e steaua aia? Da, prieteni, și să spun și eu ceva, îmi dai voie? Da, mă, prieteni, pentru voi fac treaba asta. Mi-a zis ăsta, cum îl cheamă? Nu mai spun numele. Pușculiță. Pușculiță? Golu. Da? Gol. Golitu. A zis că să mă duc eu cu Max să ne jurăm în biserică, să ce să-i dovedesc eu lui? Ce vrei să-ți dovedesc? Bă, dacă are probe să meargă la poliție, numai poliție să meargă. M-am avut atâta probleme. Dacă eu am vreun leu să-i dau să meargă la poliție și să termine cu balanul ăsta. Mă, ce faci tu? Tu ne bași pe noi la pușcărie. Mă, cine ești tu, mă? Nu știam. Bă, nu știi să vorbești, mă lași? Da. Nu mai vorbi. Ia zic. Dacă ai probe, vino să-ți dau banii. Atât te spun. Gata, pa. Deci dacă ai probe, ai documente, vino și du-te, nu la mine, du-te la poliție. Da? Atât. Și dacă ai ceva de mine, du-te la poliție, dacă știi tu de mine ceva. Cum zici tu că mă bagi la pușcărie. Du-te, te rog frumos, din suflet. Du-te, nu mai vorbi. Dar de ce îi dăm noi pe aici și vorbim pe canalul nostru de el, de niște hârtii igienice? Păi da, ăsta nu merită nimic în viața lui. Ăsta sare pe toată lumea. A prins-o acum 2-3 luni, a prins-o cu familia regală, de nu se mai oprea. Da? Că a zis că noi l-am pus, că noi așa. Așa să-ți dătuie Dumnezeu, că ce-am pus eu. După aia, că de toată lumea. Mă, cine ești, mă? Mă, ești și tu acum din tija de ouă. Și te dai și tu și spui reclamă tu cu belitul tău. Mă, lasă, la auzi, hai să spun ceva. Să mă duc eu. Să-ți dăm noi valoare. Cine ești? Bologan a plătit la Alin o grămadă de bani să-i facă reclamă. Da, mă, mi-ai dat să-ți fac reclamă. Scurci și la revedere. Pa! Mă, ai venit la mine în casă, te-am ținut aici, ai stat la masa mea. De mine vorbești, mă, care spuneam masa. Vorbești de pupena care spunea masa să mănânci, ai stat 2 săptămâni. Stăteam în picioare, mă, până la 2-3 după cine. Când te îmbăteai aici, stăteai tu și veneai și pișeai veceul meu. Nu ți-a rușine. Care veceul meu e 2000 de euro. M-am dus și eu la tine, m-ai invitat și tu și mi-ai scos ochii. M-ai dus la hotel. M-ai chemat și tu la tine și nu mai scăpam și mă certam cu lumea că ai făcut scandal. Eu ți-am spart, mă, familia. Cum am zis, stați puțin. Noi că am avut scandalul într-adevăr taică-mi cu Alin, da? De ce trebuie să te bagi tu? Cine te-a pus de să te bagi? De ce te-ai băgat? Claudia s-a despărțit de tine că se ruga să nu intri tu în discuțiile noastre, da? Dacă, de ce ai intrat? Așa a vrut să ajungă el aici pe YouTube. Tu ți-ai dorit chestia asta, tu ți-ai făcut-o cu mâna ta. Suportă. Suportă, frate. Bă, dacă n-ai văzut ca și în afacere, ca și la păcănele, spun la păcănele, ai băgat un milion, n-ai avut noroc și ai pierdut, pa, la revedere, și te duci să ceri banii înapoi, așa și aici. N-ai știut cum să ții de familia ta, ai pierdut-o. Cine-i de vină? Noi? Să pe toată lumea, mă? Noi, eu acum dacă fac o bat în jur pe Câmpeana, mă duc la alta sau ceva, duce. Normal că pleacă de la mine. Păi nu m-am lăsat pe altă, pe lume, așa că... Sar acum pe unul care vine la mine și am băut cafeaua dimineață cu el, că gata, ăla s-a dat la nevastă mea. Păi l-a spus de toată lumea, că s-a dat bărbatul la nevasta ta, că s-a dat nepotul, că s-a dat ăla, că s-a dat ăla. Și de Gologan, măi, omule! Dar zice și de Gologan. Da, și măi, omule! Nu-ți bagi mințile încă. Pușculiță, nu ești tu Obama să meargă părinții mei să se jure la biserică să-ți dovedească pentru ție? Cine pentru cine? Cine ești tu? Bă, să meargă de 10 ori pe zi și nu am treabă cu el. Nu meargă. Ești tu Obama să-ți dovedească, o vai să Doamne. O să pedepsească pe el Dumnezeu. Poți să te duci să te pui și în cap și în picioare. Nu e bine, nu e bine să blestemi nici pe dreptate, nici pe strâmbă. Uite, tu trebuie să ne plătești și acum că vorbim de tine. Normal. Înțelegi? Trebuie să plătească. Tu ce și pune română. Mă, uite, Dănuț l-a găsit pe Dorian Popan la noi în benzinărie. Da. Și l-a găsit și a zis, fă și mie reclamă pe YouTube-ul tău. Și a zis, că trebuie să dai tu. Așa și tu. Așa și tu. Plătești.
În ziua de azi totul se plătește. Ai venit? Și de ce nu a... Stai. Și de ce nu a cerut numărul? Numărul nu mi-l-a dat, că e vedetă. E mișu și-a făcut vocea lui. Da. Ne face nemișu. Așa că, Pușculiță, poți să faci ce face, că nu ești tu vedetă. Să demonstrească, să meargă mama și tata să facă ce? Dar cine e el? Cum cine ești tu? Eu? Înțelegi? Să mă duc eu pentru ce? Eu am făcut asta, să este vorbesc, de cauza la prieteni. Hai și să vorbesc, să lămuresc mie și trebuie. Dar omul ăsta nu e normal, fraților. Eu n-am de zile urmărești. Cum poți să vorbești tu de mama mea? Păi cine ești tu să meargă mama mea să-i jure că ce aberezi tu pe acolo, înțelegi? Ne-ai luat la tine și ne scoți ochii. Mă, nu, am fost de revie toată viața mea, că am cunoscut persoana asta de 2 ani. Și l-ai primit la mine în casă. N-am mai devenit numai. Și l-ai primit la mine în casă eu. Și acum uite ce mă băjucurește și mă face el pe mine, da, toate felurile. Pentru ce, mă? Că spuneam în care să mănânc în farfurie și stăteam în picioare și toată familia mea, respect pentru cine? Mă, asta? Da, mă, uite. Eu l-am băgat în casa mea. Unde e aici ăsta? Imediat mergem, David, și luăm sandwich. Auzi, l-am băgat în casa mea, eu i-am oferit casa mea la cheie, i-am dat-o care el dormea, i-am dat cameră, 2 săptămâni a dormit aici la mine. Ia asta vorbește. Care mi-am pus copiii în pericol, că omul e dement, care putea să mă omoare noaptea. Normal. Și el s-a oferit să mergem și noi la el și acum am scoate ochii că l-am despărțit de noi, de nevastă. Pe el avea probleme dinainte să vină la noi. Păi normal. Păi nu recunoaște treaba asta. De ce nu recunoaște? Nu recunoaște. Lumina și Câmpeana i-a făcut. I-am băgat în cap. Păi cum să-i bag eu în cap lucrauria? Tu dacă un prieten de-al tău, poți să-i bagi în cap să-și lași bărbatul? Hai gata, lasă, nu mai da detalii. Că mă, și taică-mi și în Germania, te-a tras de mânecă, de flanel, de ceva, să te duci cu el, tu te-ai oferit să te duci cu el în Germania. Normal, uite, auzi, uite, băiatul ăla care, cum îl cheamă? Cristi. Cristi de la Craiova, care s-a oferit cu mașina da, lui. Da, mondial, am pus fotul. Ce trebuia să vină acum și băiatul ăla să ne scoată să ochii? Să ne scoată ochii, care ne urmărește Cristi de cine la Craiova. Ăla și-a pus și mașina exact. Și condus și tot. N-a dormit omul ăla, curgea la... Curgea sânge din ochii din lui. De la atât a condus. Exact. Și, uite, și nu, el nu spune nici măcar nimic, nu, nici dă-te încolo. Ăsta ne trimite să jurăm noi, să dovedim păi ce se dovedim. Păi cine e coajă de banană ăsta? Un om care e... Pentru ce să-ți dovedesc? Eu nu înțeleg, ce-ți vrei? Ia atent, Pușculiță, aștept pe revolutul meu pentru clipul ăsta să plătești. Așa cereai să-ți cere scuză tu, familia lui Igre, nu vrea să vorbesc, să ceară iertare de la tine. Păi așa cine erai tu, mă, să meargă să-și ceară scuze? Alin, păi cine ești tu să ceară Alin scuze de la tine? Da, mă, cerea să ceară Pușculiță scuze de la Alin. Da, să vine cine ești tu? Familia lui Igre să ceară. Pușculiță. Cine Pușculiță era? Ăla care era la noi, zic eu după. Da, să vă zic eu după. Familia lui Igre. Da. Și vorbești tu, auzi, să se ducă Bobo cu Câmpeana, cu autobuzul, să se ducă să pună... Să-mi jură! Păi cine ești tu? I-ai mai zis, e o coajă de banană de aia la pancă. Mă, lasă, gata, nu am să-i dau să facă ce vrea, să meargă la poliție. Mă, aș face eu ceva cu Dame Rușine, de lumea elantă care... Arată-i cum. Noi explicăm... Ascultă-mă, noi nu explicăm lui, că nu e el, ți-am zis, la vedetă. Prieten. Explicăm să înțeleagă oamenii care ne urmăresc și ne iubesc. Prieteni, două vorbesc, vă spun și gata, că sunt foarte supărate, să știți. Eu n-am cum să-i dovedesc eu să mă juc, că el s-a încertat cu toată Estrehaia. Prima dată s-a încertat cu Olga, cu tatia. După aia a luat-o cu Casa Regală, după aia a luat-o cu toată lumea. Mai înainte a pus mână, nu că acum. Cu sică, cu toată lumea s-a încertat. Pe ăsta oamenii mă caută și el reclamă, că vă dați seama, dacă stă pe străzi, măcar să facă și el acolo, se gândește că vrea să facă acum și el bani din YouTube. Vorbește de toată familia lui Claudia. Stop, gata. Arătați-mi, prieteni și mie, un canal de YouTube a unui român, a unui german, a unui olandez, a unui american, care sunt canale de YouTube de au milioane de view-uri într-o lună. Care nu vorbesc, care fiecare își fac ideile lui, temele lui, ca și la școală, și vorbesc și au view-uri. Cui place, rămân acolo și se uită în continuare. Dar cine credeți că
copiază Strehaia și vorbesc numai de Strehaia, decât țiganii ăștia, care și ăla este tot țigan, belitul ăla în cap. Și Cristi, păi cum să vorbiți, mă, numai de Strehaia? Mă, dacă numai, nu pleca lumina. Numai, stai puțin, vorbiți numai voi, vă dați, că de ce nu, că eu așa, că, băi, dacă te duce capul aici, dacă ai creier, 7 tone de creier, fă-ți vloguri pe tema ta, ca să vezi. Dar mai vorbim de vloguri, dar minte să treci strada, mă. Cred că dacă treci strada, dă autobuz în tine. Mă, te mai dai și tu, șmecher, picau pantalonii de pe tine, mă, coașe de banană. Te dai și tu, mare, noi facem cu familia noastră. Că dacă era să vorbesc de lume, cum faci tu, cred că aș face... Dar mă, câte certuri și probleme am avut noi cu... Mă, cu cine m-am încertat eu în Strehaia? Din cauza lui Lumina, da? Păi dacă nu era, unde ajungeam, mă, cu certurile? Și mă, nu cu și n-am ajuns să ne dăm în cap. Și voi acum niște căcați? Și ați venit voi și nu mai scăpăm de voi, mă? Dar te jură că... Mă, proști am fost noi că v-am băgat în seamă, mă. Și noi și ăia, și Leo și familia regală, și noi am fost noi și ăia. Că v-au băgat în seamă. Eu pe bancomat și ăsta pe belitul ăla din Spania. Noi am fost fraieri, că v-am dat valoare. Dacă nu pleca lumina cu tine... Că aveați și voi acolo, dacă nu aveați subiect de noi, erați căcați acolo. Înainte să fug eu, unde ați fost? La pizda lumea. Poți, ai ieșit și belitul, ai ieșit și de ăla, ghicitul. Belitul, că nu spun de ce cap e. Mă, unde ați fost până acum? Până acum nu ați ieșit până acum. La pizda lumea ăsta a fost. Sugea la pizda lumea ăsta. Înainte să plec, nu vă gândeți să vă faceți canale de YouTube? Păi nu, că au ieșit acum să te judeci pe tine, să-și dau mafioții, șmecherii care gândește-se cu părere. Da. Și femeile care sunt de natură maghiară, a început să o critică și ei pe Lumina. Să zică și ei mesaje, să trimite la Vrab. Să spună că e Lumina. Tot proștii te judec. Da, tot proștii. Își dau și ei cu părere. Mă, ce curul, mă! Cu familia lor și ăla Belitu de mânce. Și eu nu pot să dă mai mânce cu tata lui Beliț în cap. Și mi-a zis mie autobuz, mâncame la arcuri de la mașină să mi le mănânci. Să mânce ceva urât, nu are. Nu, arcurile de la mașină. Să mânce cu familia lor. Și planetarele mele să le mănânci. De ce mai trage apa cu tânăre? Ce-i pe direct acum? Nu. Ia vezi. Nu-i frumos de țigan, mă aud de lume. Nu mai trage apa. Da. De ce? Zic și eu, Pușculiță, poți să te duci tu, știi cum, încă un an la biserică, înțelegi? Poți să faci tu ce-i faci. Nu e mama să joace cum vrei tu, înțelegi? Da, lasă, a jucat aia din familia ta cum ai vrut tu, dar eu nu. Da? Noi nu jucăm cum vrei tu, poți să faci ce-ai vrei, că noi să dovedim noi ce. Să ce să-ți dovedesc eu ție, să jurăm că ce. Bă, gata, ai rămas de bună. Da. Dă-l în pizda, mă, dacă are dovezi, să mă bage la pușcărie, dacă are dovezi că i-am dat bani, să meargă la pizda, mă, și el și belitul ăla. Cine sunt ei de la poliție? Să vină poliția să mă ancheteze, nu ei. Dacă îl prind vreo dată și urc peste el, pa, pricită. Urcă cu toți el, urc peste el. Lasă-mă cu proștii ăștia. Că nu merită nici hârtia mea când o folosesc la veceu. Da. Gata? Deci nu mai pot să mă văd scăpat. Vezi? Auzi, mă-ți mâncau cu ei. Și în Germania, cu de la mine, puneți pe bancoma la telefon. Nu mai scap de el. Nu puteam să vă. Nu mai pe îngros. Auzi, vreau să vorbim mai încet. Da. Mă-ți mâncau cu ăsta. Tu. Chiar ce mă gândeai în seama? Mă gândeai în seama. Dar ce vede? Ai vrut, Pușculiță, ai vrut reclamă? Poftim reclamă. Gata. Dragi oameni, când Peana a vorbit de ăla, a vorbit de ăla. E stare scuipatul din gură. E rasă spurcată. Hai, da, mă, dă-i nevârchit. Gata, prieteni, e la mine pe canal primul și ultimul vlog despre care acesta banană. Vorbim de acest om. Nu, mă, eu zic coajă de banană, că e coajă de banană. Auzi, și vă rog eu, și toți, și ăla, și belitul în cap. Aveți, doveți, băgați-mă la pușcărie, dacă nu... Vă bagă Dumnezeu pe voi. Eu n-am zis. Cine vorbești, mă? Ce vă mă faci de acolo noi și de Câmpiana și Meci? Uite cine vorbesc ei. Că vorbeau ei aseară. Te face subiecte. Hai să mergem că încheiem.
Luau armuma pădurii să vă ia, să vă ducă unde știu eu. Le duce rău de tot. Las că le dau. Le plimbă de nebune așa. Le dau eu numai de plimbă. Așa, prieteni, asta am vrut să vă spunem vouă care ne urmăriți și ne iubiți. N-am făcut eu pentru prieteni, nu mi-a ciudat, haide să vă mai spun și aici pe canalul meu, v-am zis și pe canalul meu, vă spun și la Dănuț. Cine are plăcerea să ne urmărească, să ne urmărească. Nu avem dușmănie pe nimeni, nu avem invidie pe nimeni, nu vrem ceartă cu nimeni, da? Tot am evitat certurile, da? Dar vorbiți peste mine, vorbește tu. Nu, de cine sunt? Zisă. Nu mai vorbesc acum. Da. În fine, zic eu acum, prieten, nu i-am stricat noi familia, l-am despărțit el singur cu capul lui, că nu l-a dus capul și trage că e nebun. Trage că nu merge dozatorul. Dozator de 30 de ani, păi nu au dozator de la bun. Ba da, dar l-a luat acolo să-l facă. Ca dozator pe pastilă. L-a lăsat în frig, am nu mai e apa, calcarul. Păi nu mai e, e vechi, gata, pa. Bun, în fine, lăsați-l dracu de dozator, lăsați, gata, hai. Du-i dozator de la noi, pe ăla și gata. Ai avut ceva de zis? Deci nu mai, că dacă încep, nu mai gata, vorbesc. Gata, noapte bună, că familia lui Incre... Nu mai e asta. Mă, a zis mama, nu o să zic că Incre, că a zis Incre. Bine. Le mai încurc și eu ce zic. Mai încurcă. Care e problema? Voi sunteți perfecti toți? N-ai prins. Mă, uite, niște căcați s-au ajuns să se pune aici să vorbească de noi într-un... Își dă cu părere, sunt de la poliție, de unde sunt? Puteți să vă dați cu părerea încă 20 de ani de acum, acolo de dore la bas. Spania, cine ești tu, mă, ești de la poliție, cine ești? Munca mea e... Ce să-ți mănânc cu organele? Sau, ușorile de... Mă, ăla nu duce capul, mă, ăla e prost de bubuie, mă. Bă, cât de prost e ăla. Ăla ce face țiganii din Strehaia? N-am văzut ce face țiganii din Strehaia, prinde televizorul. Și el. Da, subiect. Da, serios, pe bune, așa e! Așa este, prieten! Da. Mănânci la hatul meu să mănânci de sărăcie. Câmpeană, aseară ce ai făcut? Sex? Pe bune că i-a făcut sex, te-a văzut ăla, sărăcie. M-a văzut? Da. Doamne, că sunt copii aici. Dacă se mai continuă așa cu YouTube, o să se numească YouTube Discovery Channel. Da. Bă, te auzi. Mă, sunt, uite, eu mă uit la aia, nu mă uit la vlogurile lor, da? Mă uit la vlogurile aia și mă gândesc aici, mă gândesc cu capul meu, care am pe umerii ăștia, că mi l-a dat Dumnezeu, dar ei au capul degeaba. Măi, ce să fac? Ăla au capul degeaba pe umeri. Mă uit și eu la aia pe YouTube, care au 2-3 milioane de view-uri, care nu e ceva interesant, și mă gândesc, oare cum Dumnezeu au 2 milioane de vizualizări, care este simplu o fată, care are un câine, Bowie, se duce în pădure sau într-o munte, care pune crăticioara, mănâncă, gătește acolo, scoate din rucsac, nici nu vorbește, nu explică nimic și are 2 milioane. Mă gândesc, oare de ce nu aș putea și eu să-mi iau și eu un rucsac, să mă duc în pădure, cu motoscuterul sau cu bicicleta, să trec prin niște băgăuni și să pun și eu o crăticioară, să scot din rucsac, cu un morcov, o ceapă, să fac o ciorbă în pădure, cu un câine, sau singur, sau cu o gajică. Ei, și să fac și eu, mă gândesc, dar m-am gândit deja și o să vedeți unde ajunge canalul Bumumex. Cheliosul vrea să facă subie... Pe tema mea? Păi bă, n-ai aici, nu, nu numai pe tema noastră, și pe tema lui Leo, înțelegi că Strehaia, și ăsta coajă de banană, bancomat ăsta, golu, ăsta sărăcie, ăsta cu partea noastră. Fii atent, băi, m-am gândit, dar nu le dau eu aici pe canal să zic că e ceva. Hai, o să vedeți, maxim în 2 luni de zile, milioane de view-uri pe canalul meu. M-am gândit ce trebuie să fac. Bun. Pentru că dacă eu sunt țigan, de ce nu să fac vloguri țigănești, mă, romane, mă, șavale? Nu mai gata, eu schimbă conținut. Stai puțin. Cutea ciumigea pe cutea de-a pe bule. Stai, eu vorbesc altceva. Mă, romane, dacă eu sunt țigan să fac vloguri țigănești, s-o cărăz, mă, roma, nu știu ce. Așa acum, da? Noi facem vloguri și... De ce să nu fac vloguri să se uite și americanii, și germanii, și spaniolii, și indienii la noi? Să dau cu
Dar nu spun. O să vadă ce o să fac eu la locurile mele. Gata, prieteni. Nu vă spun tactica mea, dar voi gândiți, voi nu gândiți, mă, că de aia sunteți săraci. Mă, ce să facă? Face ce a făcut Câmpeana? Ce a făcut Lumina? Să-ți mănânce... Gata, prieteni, vă pupăm... Aude țigani, că le-aș da... Aia, gata. Aia. Aia, cheliosul ăla. Mă, dragi prieteni, așa este, pe bune, pe bune. Aleagă să praful de el să se aleagă. Gata, prieteni, ăsta a fost vlogul. Praful și pulberea să aleagă de ăla. Ăsta, pușculiță, ăsta mi ceva țigănește. Ciumit de mărădea mașcale pânră. Ai cu coabelii mea, doșorot de hal, îl mijea de seala romneaga de astră. Hai mărădea, e ciumit de la nebun. Hai. Așunele. Așunez, hai, gaji cu tea, tiri, gaji, tiri, romii. Pe n-amec data sea, ca ai lea tot atât de mani. Pe tot de loc. Bă, Belimena în Spania. Tironi, ia pe bulea vrăza, te le ardea, a venit palpale, ai lea, ai lea la pari. Hai pe naptu că ți-o adevăr-o. Pe naptu cu adevăr-o, s-o credea Tironi, ca n-a gălit. Sunt cu ce s-ar dea de bine, mai mișto, mai romanesc. De aia ne răfălci. Păi bine, scadea, pe amința asta, Diana. Mai că penală, femeie, dar avea creală, ne-e toală că dovezi scrise că dar avea. Gata, prieteni, ăsta vă iubim, să știți că datorită vouă facem chestia asta, să vă demonstrăm că ăsta... Prieteni, am zis ceva pe țigănește lui Chiriosul ăla, că chiar o să pună niște probe adevărate de el. Cine, ce-a făcut el? Și de nevasta cum de nevasta lui cum a plecat și a luat-o, a stat un an de zile plecată și când a venit doi. L-a sucuțit între dinți. Haide, prieteni, vă pupăm, vă mulțumim. Vorbește el numai de noi. Păi și nu uita să vă abonați la canalul meu și cam atât. Da, cum spune el. Prieteni, suntem 500 de persoane și decât 100 de like-uri. Ce faceți, dați cu bucură? Dacă nu era Câmpeana și Lumina și Pupu, pe cine? Dacă nu fugea, ce făceai? Ce o pupai între picioare. Și familia lui Leo, ce făceați? Nu el, și toată familia lui. Și toată familia. Ce făceați voi? Dacă nu eram noi subiectul ăsta?